Salutare, salutare, oameni buni și bine ați venit la un nou review aici la Cu și despre mașini. Astăzi vom vorbi despre cel mai puternic model și cel mai rapid model făcut vreodată în România, producție autohtonă la Craiova, respectiv Ford Puma este. Dar înainte să începem, am o rugăminte la voi, dați un like acestui clip, dați un share, dați un subscribe. Știu că 70% dintre voi care vă uitați la clipurile mele nu ați dat subscribe și e păcat. Dacă ați găsit măcar o informație utilă de-a lungul timpului pe acest canal, dați-mi un subscribe pentru a ajuta să creștem această comunitate și să vă aduc cât mai multe mașini interesante pe viitor. Revenind la mașină, probabil că deja știți foarte multe despre Puma pentru că a primit foarte multă publicitate și foarte multe articole în momentul în care mașina a fost dezvăluită și s-a confirmat faptul, pentru că veniseră informații pe surse, că Puma va fi făcut la Craiova în România. Ei bine, da, acesta este Ford Puma în versiunea sa ST, ceea ce înseamnă că este cea mai puternică versiune pentru Puma și practic echivalentul lui Ford Fiesta ST, dar pe picioroange. Cei de la Ford Performance au vrut să creeze și ei în sfârșit un SUV. Eu nu i-aș spune SUV, deși cei de la Ford definesc mașina asta ca SUV, eu i-aș spune mai degrabă crossover. Și acesta este primul crossover tunat de divizia Ford Performance. Și sincer, sunt destul de impresionat de cum se conduce această mașină, dar vor vorbi despre asta ceva mai târziu. Dacă vrei să diferențiezi un Puma ST de un Puma normal de la exterior, trebuie să te uiți după câteva lucruri foarte interesante. Trecând peste această vopsea, pe care se numește Mean Green și arată extrem de bine și este disponibilă doar pe Ford Puma ST, doar pe versiunea ST, sunt câteva elemente care îți spun că mașina asta este un model de mare performanță, să spunem, pentru acest segment. Mă refer, bineînțeles, la roți, care măsoară 19 inci pe această mașină și au un design special și o culoare specială și arată extrem, extrem de bine. În spatele lor veți găsi frâne adaptate pentru performanța acestei mașini, care sunt cu 17% mai mari decât pe un Puma normal. În același timp avem elemente contrastante negre pe această mașină și cele mai mari diferențe vor fi observate în partea din față, unde bineînțeles avem sigla ST pe grila aceasta masivă, care e mai mare decât pe un Puma normal și are un alt model, cu scopul de a oferi mai mult aer motorului de mare performanță de sub capotă, despre care vom vorbi puțin mai târziu, aveți răbdare. Tot în partea din față veți observa un spoiler suplimentar atașat sub bara din față, pe care scrie Ford Performance, acel spoiler mărind apăsarea pe puntea față cu până la 80% conform celor de la Ford. De ce? Pentru a păstra stabilitatea mașinii la viteze mai mari. Puma în general arată foarte bine, sincer. V-am spus de multe ori că încerc să mă abțin în a spune ce părerea mea despre designul mașinilor, pentru că designul întotdeauna va fi un subiect extrem de controversat, ce îmi place mie, altora nu le place și așa mai departe. Așa că o să vă las pe voi să-mi spuneți ce părere aveți despre Puma și despre designul ei. Îmi scrieți în comentarii dacă vă place sau nu și apoi vă răspund eu și vă spun ce părere am și eu despre acest lucru. Ce pot să vă spun e că îmi place combinația de culori care oferă mașinii o alură sportivă, acoperișul coboară puțin spre spate, iarăși, pentru a oferi mașinii o alură ceva mai sportivă. Dacă vorbim de diferențele de design în partea din spate între un Puma normal și un Puma ST, vom avea, bineînțeles, sigla este aici în spate, țevile de evacuare reale, nu false ca la alți producători și arată foarte bine, sunt făcute dintr-un metal broaște așa, foarte, foarte drăguț. Avem un spoiler aici, un difuzor în partea din spate, care nu face mare lucru, e mai mult estetic așa în partea din spate, să arate bara din ce în ce mai bine și avem acest spoiler în partea de sus a haionului, care este mult mai mare decât pe versiunea standard, tot pentru a îmbunătăți apăsarea pe puntea spate și stabilitatea mașinii la viteze mai mari. Dacă tot am menționat viteze mai mari, să știți că viteza maximă a lui Puma ST este de 220 de km la oră, o viteză despre care voi vorbi ceva mai încolo. Overall, îmi spuneți acum dacă vă place sau nu designul, eu nu mă mai pronunț pentru că nu vreau să creez discuții în contradictoriu, vă voi spune părerea mea în comentarii. Haideți să trecem și la interior să vedem cum stau lucrurile și acolo. În interior diferențele deja sunt mult mai mari față de un Puma clasic. Dar
Având în vedere că nu am testat niciun Puma până acum, haideți să vorbim de layout-ul general al mașinii. Spațiul interior este decent, este chiar peste ce mă așteptam. Până la urmă vorbim de un crossover de clasă B, deci nu te poți aștepta la foarte mult loc. Mașina asta e construită pe aceeași platformă ca și Fiesta, dar am fost surprins plăcut pentru că sunt și câteva soluții ingenioase în interiorul acestei mașini, dar și materialele sunt decente. Vorbim totuși de un SUV de 20.000 de euro ca preț de început, deci nu poți să ceri materiale de X5, de exemplu, înăuntru, dar pentru prețul ei, mașina se prezintă bine. Printre soluțiile inteligente mă refer și la faptul că, de exemplu, pe ușă, aceste cotiere sunt destul de micuțe, iar în partea din față ele se înclină înspre în sus pentru a-ți oferi acces ușor la buzunarele din portiere, care sunt destul de generoase și îți permit să depozitezi multe lucruri acolo, inclusiv sticle de apă ceva mai voluminoase. Această abordare a fost una care le-a permis celor de la Ford să maximizeze spațiul la interior. În partea din față, așa cum ziceam, am spațiu, nu pot să mă plâng de lipsă de spațiu, chiar dacă mașina e micuță și eu sunt un om ceva mai mare și da, nu este neapărat pe placul meu, mi-ar plăcea o mașină ceva mai mare, dar, repet, nu sunt nici cel mai bun etalon și e o chestie de preferință personală. Îmi place designul mare, nu sunt un mare fan al acestui ecran. Cred că putea fi integrat ceva mai jos și puse gurile de ventilație mai sus. Așa cum v-am spus în foarte multe clipuri, preferința mea personală e să văd aceste ecrane încastrate cum trebuie în bord, nu puse deasupra ca un fel de tabletă. Materialele folosite la interior sunt moi pe planșa de bord. Avem aici o imitație de fibră de carbon care arată bine, se simte texturat la atingere, nu e rea deloc. Avem pe partea jumătate, practic, din ușă, unde tu ai contact cam tot timpul, avem piele, iar jumătate este un plastic ceva tare, ceva mai tare în partea de sus. Nu e o problemă foarte mare, trebuiau să fie ținute și costurile sub control. Aici avem un panou de aer condiționat clasic Ford. Jos avem o plită de încărcare wireless, schimbătorul de la cutia manuală, pentru că poți să-ți o iei doar manuală. Jos aici avem butoane pentru diferite funcții ale mașinii. Mașina se poate parca singură, poți să opri sistemul de start-stop, sistemul de control al tracțiunii și senzorii de parcare. Tot aici avem și două suporturi de pahare care sunt un pic mai greu de accesat, ca să spunem așa, și cotiera care e un pic în spate și un pic mai înaltă decât mi-ar plăcea mie. Iarăși e o chestie de preferință personală. Volanul, în schimb, este starul acestui show, pentru că vorbim de modelul ST. E îmbrăcat în piele și este teșit în partea de jos și arată absolut genial. Pe el avem butoane de control al diverselor funcții. În partea din stânga avem două butoane de control al volumului și de sistemul de cruise control. Iar în partea din dreapta avem butoane pentru telefonie și pentru modurile de condus și controlat informațiile din instrumentarul de bord. Pentru că instrumentarul de bord este digital. Arată bine, rezoluția e decentă. Singura problemă pe care o am cu el este faptul că animațiile sunt puțin, au puțin lag, se mișcă puțin în reloare. Nu e o foarte mare problemă, dar am vrut să menționez chestia asta. Și pe modelul ST ai 4 moduri de condus în total, maxim până la 4 moduri de condus. Modul Eco, modul normal, modul Sport și modul Racetrack. Modul Racetrack poate fi cumpărat opțional, deci nu vine standard pe mașina asta. Și modul Racetrack, controlul tracțiunii e dezactivat parțial și îți permite mai multă alunecare. Mă rog, o să vorbesc despre asta când voi trece la volan, dar mă plac foarte mult animațiile atunci când treci prin diversele moduri. Ai un buton aici pe volan din care poți să alegi modul de condus preferat și ai un buton pe care scrie S și te trece direct în modul Sport. Ceea ce mi se pare super ok, pentru că altfel ar trebui să treci printre toate modurile când vrei să intri în modul Sport și să spunem că te-a provocat cineva, pac, imediat ai apăsat pe Sport. Sistemul ForSync 3 este ușor de folosit, intuitiv, ca multe altele din ziua de azi, ai un setup care aduce foarte mult cu o tabletă. Se mișcă și el un pic greoi uneori, mai ales când abia pornești mașina, are un pic de întârziere în răspunsul la butoane, dar în mare este ok. Rezoluția nu este cea mai bună, dar nu te poți plânge, sincer. Și oricum, mașinile astea pot fi echipate cu Android Auto și Apple CarPlay și rezolvi toate problemele de, cu un sistem de infotainment ceva mai vechi. Ce mai vreau să menționez este că pe mașina asta avem un sistem audio Bang & Olufsen, ceva ce, sincer, nu mai vezi în acest segment.
Și se aude foarte bine. E clar cel mai bun sistem pe care poți să-l cumperi pe un crossover de clasă B în acest moment în România. Se aude foarte, foarte bine. Are și înalte și medii și joase. Se mai simt unele vibrații uneori la anumite frecvențe, dar mare parte acestea vin de la plasticul destul de dur de pe uși, dar în mare îmi place foarte mult cum se aude acest sistem. Și probabil că ați observat deja, avem aceste scaune Recaro ST pentru această mașină, pentru că e un Puma ST. Și da, apreciez efortul, până la urmă mașina asta a fost făcută special pentru entuziaști, pentru oamenii care vor ceva sportiv pentru zi cu zi, dar trebuie să înțelegeți că scaunele Recaro sunt foarte fixe, sunt făcute astfel încât să te îmbrace cât mai bine și pe spate și la șezut și nu prea sunt ajustabile. Deci da, oferă foarte mult suport, dar trebuie să fii conștient de faptul că îți cumperi mașina asta că nu ai foarte multe modalități de a le ajusta. Și pentru mine sunt ceva cam micuțe, mai ales la șezut, nu prea încap în ele, dar asta este problema mea. Dacă vreți să vă luați o mașină de asta, vă recomand, mai ales dacă știți că sunteți on the plus side of things, vă recomand să mergeți într-un showroom să testați aceste scaune, să vedeți dacă încăpeți în ele. E adevărat, oferă foarte mult suport lateral, dar și la șezut, dar în momentul în care abia încapi în scaun, e normal să ofere foarte mult suport. Ele sunt ajustabile mecanic, nu electric, ceea ce îmi place foarte mult, așa cum v-am spus, pentru că reduce greutatea scaunelor. Și sunt îmbrăcate într-un material foarte drăguț, cu piele pe lateral, arată extrem de bine, numai că v-am spus, pentru mine sunt ceva cam micuțe. Încă o chestie pe care vreau să o menționez sunt pedalele, care, bineînțeles, v-ați dat seama deja că mașina este manuală. Pedalele sunt poziționate foarte bine pentru a putea să controlezi frâna și accelerația cu un singur picior. Iar asta înseamnă că poți să faci rev matching, poți să faci heel and toe foarte, foarte ușor în mașina asta. O chestie de apreciat. În același timp, avem și un minus aici. Cutia manuală este foarte ok, are treptele foarte bine etajate și are un feeling mecanic, nu este foarte elastică, ceea ce e bine pe o mașină care își dorește să fie de performanță. Pe de altă parte, schimbătorul, după părerea mea, având în vedere conformația mea, e un pic cam jos. Și atunci când conduci mașina, trebuie să te întinzi un pic după el. Mi-ar fi plăcut să fie un pic mai sus, să se fi găsit o soluție ca pe modelul ST, măcar cutia aceasta să fie un pic mai sus și schimbătorul ceva mai sus, pentru că și cotiera este destul de sus și nu este reglabilă pe înălțime și nici pe adâncime, și astfel încât ai cotul destul de sus aici și trebuie să scobori mâna și nu e o poziție cea mai confortabilă, arăți puțin ciudat, dar asta în conformația mea. Dacă sunt oameni care au un antrebraț mai scurt, atunci nu ar fi deranjați de această distanță dintre schimbătorul de viteze și cotier. Acestea fiind spuse, hai să ne urcăm puțin și în spate să vedem dacă este loc și apoi ne urcăm la volan și vorbim despre cum se conduce noul Puma ST. Dacă sunteți fani mai vechi ai mei, știți deja ce urmează să spun, da? Scaunul este așezat în poziția mea confortabilă la condus și eu am un pic peste 1,80, un pic peste 120 de kilograme și puteți observa că nu am foarte mult loc. Dar este mai mult loc decât mă așteptam, sincer să fiu. La genunchi, da, am genunchii lipiți de spătarul scaunului, dar măcar am încăput față de alte modele în care n-am încăput în spate. La cap iarăși nu am foarte mult loc, dar vorbim de un crossover de clasă B. Deci nu poți să te aștepți la foarte mult. Rivalii mașinii acestea, ca să vă faceți o idee, sunt Renault Captur, Hyundai Kona, cea mai putea include aici este Peugeot 2008 și dintre toate Peugeot 2008 are cel mai mult spațiu în spate. Dar scaunele sunt de ST, arată foarte bine, se simt foarte bine. Singura problemă de calitate în spate sunt plasticele de pe uși, unde nu mai avem piele cum aveam în față pe o parte a ușii, avem doar plastic. Mă rog, vorbim de 20.000 de euro preț de pornire, deci nu poți să ceri un plastic de o calitate și mai bună. E super ok aici în spate, pentru oameni ceva mai micuț. Oricum cei care își cumpără această mașină nu și-o cumpără pentru 4 adulți de mărimea mea, și o cumpără pentru, probabil, mașina asta va fi cumpărată de cineva cu o familie tânără, cu copii și nu vor avea probleme pentru că avem și puncte de fixare ISOFIX aici în spate pentru ambele scaune.
Portbagajul e cel mai mare din segment, 456 de litri și sub portbagaj avem Megabox, care este o soluție de depozitare inventată de Ford, care îți permite să stochezi și mai multe chestii acolo. E o chestie chiar foarte interesantă, e acoperită cu un cauciuc și poate fi spălată cu furtunul, pentru că are un dop de scurgere toată această zonă. Deci dacă vrei să te duci, nu știu, mergi prin Namol și vrei să te descalți, nu vei murdări mașina, vei băga lucrurile acolo. E Adidas și când ajungi acasă, dai cu furtunul și ai rezolvat problema. Acestea fiind spuse, hai să ne urcăm și la volan să vorbim de partea tehnică și cum se conduce noul Puma ST. Ei bine, acum când am urcat la volan, haideți să vorbim în sfârșit despre partea tehnică, despre care știu sigur că mulți dintre voi sunteți curioși. Pentru că până la urmă, așa cum am zis deja, Ford Puma este dedicat entuziaștilor, dedicat oamenilor care vor să-și iau un crossover de segment B, care să aibă ceva mai multă putere, să nu se bazeze numai pe propulsoarele învechite și pe suspensiile vechi pe care le aveau la dispoziție până acum. Da, Puma este, v-a plăcut asta, Puma este. Este practic un Ford Fiesta pe picioroange. Platforma tehnică de dedesubt este aproape aceeași, dar s-au făcut câteva modificări de către cei de la divizia Ford Performance. Așa cum vă ziceam, ăsta este primul SUV sau crossover tunat de cei de la Ford Performance, astfel încât să țină greutatea și centru de greutate ceva mai înălțat al Ford Puma în control. Hai să începem cu motorul. Sub capotă avem același motor de pe Fiesta, este un 1,5 litri EcoBoost în 3 cilindri, care livrează 200 de cai putere și până la 320 de Nm de moment cuplu. Ei bine, aceste valori sunt cu adevărat impresionante. Țin să precizez faptul că, de exemplu, pe BMW i8 avem un motor tot de 3 cilindri de 1,5 litri turbo, care face doar 231 de cai putere, deci cu foarte puțin mai mult decât acest motor și cuplul este același, 320 de Nm. Așa cum vă puteți închipui, pentru a obține aceste numere au trebuit făcute niște modificări pentru a optimiza ce se întâmplă sub capotă. Și da, există un pic de turbolag, e foarte observabil în modul de condus eco și în modul normal. De altfel, între eco și normal, diferențele în modul în care se conduce mașina sunt destul de mici, la fel cum sunt și între modul sport și modul racetrack. Și ele sunt în mare parte legate de răspunsul pedalei de accelerație și de faptul că acest motor poate funcționa în 2 cilindri. Atunci când treci în modul eco, de exemplu, inițial nu știam ce se întâmplă. Am făcut asta ieri, am făcut un road trip cu mașina, am mers și cu ea în modul eco ceva timp și observam că atunci când mențineam viteza constantă, mașina trepida ceva mai ciudățel și sunetul motorului se modifica un pic. Și atunci mi-am dat seama că mașina asta funcționează în 2 cilindri, în modul eco, cât de des are ocazia pentru a reduce combustibilul. Și se simte, într-adevăr, se simte o vibrație în mașină și se modifică sunetul motorului, dar îți trebuie o ureche destul de antrenată și un fund destul de antrenat, astfel încât să simți diferența modul în care vibrează motorul. Altfel, când funcționează toți 3 cilindri, nu pot să spun că acest motor nu este echilibrat. N-aș putea spune că mă deranjează nici modul în care l-au echilibrat cei de la Ford Performance, nici modul în care sună. Sună destul de decent. Dacă dai mașina modul sport, caracterul ei chiar se schimbă. În primul rând, răspunsul în pedală este mult mai ascuțit. For some reason, nu știu exact de ce. În al doilea rând, se deschid niște flapsuri în evacuare și motorul chiar se aude mult mai bine și avem și pops and bangs. Da, se aude destul de bine acest motor și când retrogradezi, da? Se aud niște pops and bangs în evacuare. Am fost chiar impresionat de cum se descurcă acest motoraj pe această mașină. Așa cum vă spuneam la începutul clipului, Ford Puma este, în momentul lansării, a devenit cea mai puternică mașină făcută în România cu cei 200 de cai ai săi, dar este și cea mai rapidă.
Nu vă gândiți că avem cifre care să domine absolut toată industria, Doamne ferește. Dar sunt cifre decente, deci mașina poate face 100 de km la oră de pe loc în 6,7 secunde. Niște numere bune și sunt cele mai bune numere din segment, pentru că ceilalți producători, sincer, nu s-au gândit să facă un model sportiv în acest segment B. Dacă vorbim de Captur, de Kona, de, nu știu, 2008, niciuna dintre ele nu are o versiune atât de sportivă cum este Puma este. Deci da, e cea mai sportivă din acest segment și se descurcă foarte bine. Acum că am vorbit de motor, hai să menționez și cutia de viteze. Așa cum vă spuneam, are treptele foarte apropiate, un feeling mecanic, nu e deloc elastică și îmi place chestia asta. E poziționată puțin cam jos maneta de schimbare a treptelor, dar mă rog, asta e conformația mea și mă deranjează puțin. Ambreiajul, în schimb, nu este chiar cel mai bun. Cel mai bun ambreiaj din acest segment rămâne la Mazda. Nu-mi place că nu am foarte mult feedback în pedală atunci când schimb. Nu simt foarte bine când cuplează sau decuplează ambreiajul. De multe ori trebuie să ghicesc și pe o mașină de înaltă performanță asta contează, mai ales când ai o cutie manuală și trebuie să te bucuri de ea. Nu spun că e un ambreiaj prost, pur și simplu mi-ar fi plăcut ceva mai mult feedback în pedală. Haideți să vorbim și despre suspensie. Suspensia acestei mașini este rigidă, așa cum vă așteptați, este rigidă. Și nici faptul că am aceste scaune rigide, vă ziceam că abia în cap în ele nu ajută. Da, suspensia este rigidă, a fost setată special pentru a compensa pentru corpul diferit al Puma față de Fiesta și centrul de greutate mai înalt. Practic, pe față avem un sistem McPherson, pe spate avem bare de torsiune care sunt mai rigide cu 40% față de Fiesta, față de cele de pe Fiesta și cu 50% față de cele de pe un Puma normal. Și mașina, într-adevăr, se simte extrem de rigidă. Îmi place faptul că suspensia este bine antifonată, nu este gălăgioasă, chiar dacă este rigidă. Și îmi place că amortizoarele își fac treaba foarte bine. Tot pe această mașină avem arcuri speciale, vectoring springs, le spun cei de la Ford. Practic, spre deosebire de arcurile convenționale, acestea au o formă care le fac unice pentru fiecare roată, care să contreze inerția mașinii. E un principiu foarte interesant. Practic, cu acest sistem nu mai poți să schimbi arcurile de pe o parte pe alta și de pe o axă pe alta. Fiecare are o formă care se adaptează special pentru poziția unde va fi amplasat arcul. E o chestie extrem de interesantă. N-aș putea să vă spun ce diferență face față de o mașină care nu are acest tip de arcuri, pentru că nu am condus un Puma normal, am condus doar ST-ul, așa cum poate bine știți dacă mi-i urmăriți canalul. Deci n-aș putea să vă spun cam ce impact au aceste arcuri asupra handling-ului mașinii. În același timp, mașina asta vine cu niște amortizoare foarte interesante de la Hitachi, sau Hitachi, nu știu exact cum se pronunță, producător japonez, care practic sunt semi-active, așa le spun cei de la Ford. Ce se întâmplă? Aceste amortizoare au un fel de senzor pe ele care simte frecvența cu care ele se mișcă. Când acest senzor simte că tu mergi ceva mai dinamic sau că ești pe o suprafață ceva mai proastă, de exemplu, ajustează automat rigiditatea amortizoarelor. O chestie foarte interesantă și, sincer, mașina asta se simte bine amortizată. V-am spus, nu este nici zgomotoasă, este fix cum trebuie pe o mașină de performanță. Repet, este rigidă. Deci, dacă vă gândiți să vă luați un Puma ST, gândiți-vă bine, pentru că e o mașină dedicată entuziaștilor. E o mașină rigidă. Nu știu dacă se vede pe cameră, am oprit stabilizarea optică pe acest GoPro pentru a încerca să vă ofer o idee cât de mult vibrează în comparație cu celelalte clipuri de ale mele de pe canal și să vedeți, să vă faceți o idee cam cât e de rigidă. E greu să vă descriu cât e de rigidă. Dar toate aceste lucruri au fost făcute în ideea de a face mașina mai sportivă. Și frânele, v-am zis deja că sunt cu 17% mai mari și n-am simțit niciun moment că ar ceda, vreun moment că n-am simțit niciun moment că am nevoie de o răcire suplimentară pe frâne, deci s-au descurcat exemplar în ceea ce am făcut eu cu mașina. În același timp, ce mai trebuie să vă spun este că pe puntea față avem, pe această mașină, e o opțiune, nu este standard, un diferențial cu alunecare limitată mecanic. E de la Coef, din câte știu eu, și acesta ar trebui să te ajute să neutralizezi fenomenul de subvirare
în viraje. Per total, mașina se conduce extrem de bine, este super stabilă pentru înălțimea ei. Se simte rapidă, dar nu astfel încât să te sperii. Da? E distractivă de condus, e și manuală, e foarte, foarte ok. Ce aș menționa? E o mașină destul de rapidă, dar îți permite să te distrezi fără să te sperii. Am mai condus mașini de 600, de 700 de cai, care erau atât de puternice și de rapide că te speriau. Ei bine, pe o mașină de genul ăsta, practic ai de a face cu un worm hatch pe picioroange și poți să folosești toate resursele motorului fără să te sperii. Asta o face extrem de distractivă. Pe viraje se simte stabilă, se simte rigiditatea punții spate și asta înseamnă că ea va avea tendința să oscileze în jurul punții față, care are multă aderență. Am fost surprins de cât de multă aderență. De altfel, mașina pe care o conducem noi e echipată cu cauciucuri Michelin de iarnă, Michelin Pilot Alpin 5, cred, dar pentru versiunea standard, cei de la Ford au lucrat cu Michelin pentru a face niște cauciucuri Michelin Pilot Sport 4S speciale. Și teoretic ar trebui să ai și mai multă aderență decât am avut eu cu aceste cauciucuri de iarnă. Ideea e că am fost surprins de cât aderență are puntea față, da, dacă intri într-un viraj cu viteză prea mare, va face understeer, va subvira mașina, te va împinge spre exterior. Dar dacă ți adaptezi viteza cum trebuie, frâna are un feeling foarte bun la viteze mari. La viteze mici, în schimb, am fost dezamăgit de ea, are foarte multă sensibilitate în prima parte a cursei. Nu știu exact de ce au făcut așa, dar la viteze mici reacționează foarte ușor la inputul tău și de multe ori pui frână foarte bruscă. Dar la viteze mai mari asta te ajută, având o sensibilitate mai mare, te ajută să dozezi bine efortul în frână. Bun, ce spuneam mai devreme, revenind. Când intri în curbă, dacă ai prea multă viteză, vei avea tendința de subvirare. Dar, în același timp, dacă intri cu viteza care trebuie, pe ieșire vei avea foarte multă aderență și se simte extrem de bine acel diferențial mecanic cu alunecare limitată de pe puntea față, chiar te trage din curbe și mi-a plăcut extrem de mult chestia asta. În plus, mașina vine și cu torque vectoring, frânează roata de pe partea interioară a virajului, astfel încât să-ți ofere și mai mult control. Și da, se conduce foarte bine această mașină, mi-a plăcut extrem de mult. Dacă vrei să-ți o cumperi ca mașină de entuziast, care mai are și familie și, mă rog, familia nu e deranjată de cât de rigidă e, îți recomand cu toată inima Puma ST, pentru că este și cam singurul model de acest fel din segmentul de clasă B. Dacă uit acum să menționezi o mașină la fel de sportivă și puternică din acest segment, vă rog să-mi iertați uitarea și să mi-o spuneți voi în secțiunea de comentarii de mai jos. Bun! Acestea fiind spuse, hai să vorbim și de partea practică puțin, despre care v-am povestit la interior și așa mai departe, dar știu că unii dintre voi veți fi interesați de consumul acestei mașini. Ei bine, e mare. E mare, sincer, pentru un motor de 1.5 nu m-aș așteptam să fie atât de mare. În oraș am văzut cel mai puțin 9.5, dar mă rog, cred că consumul real e în jur de 11. Pentru că cel mai mult, pe de altă parte, am văzut 12.5 într-o vineri după amiază extrem de aglomerată și nici nu m-am sfiat să mă dau puțin la mașină. Deci, între 9.5 și 12.5, ca de obicei, când vine vorba de mașini cu cutia automată și cu atâta putere, va varia foarte mult acest consum în funcție de cât de mult vă abțineți voi să apăsați pedala de accelerație. Deci, nu pot să vă dau un consum exact. Pe autostradă la 130 fix consumul a fost de 8.5, iar pe DN am obținut un consum record, aș zice eu, foarte mic. Mers regulamentar cu 70 în localitate și 100 în afara localității. Mașina mea a arătat un consum de 5, ceea ce e foarte, foarte bine. Dar v-am zis, am mers complet legal, fără nebunii, fără accelerări bruște, fără nimic. La drum lung, mașina e destul de bine antifonată, n-aș spune că excelent, dar repet, este foarte în limitele segmentului de clasă B, de crossover de clasă B. Și sistemul Bang & Olufsen își merită banii, deci chiar se aude într-un mare fel. Dacă tot am menționat banii, hai să vorbim și de prețuri. Ford Puma, în mod normal, începe de la 21.000 de euro în România, dar dacă vrei să-ți iei versiunea ST, pe care o conducem noi, ai două niveluri de echipare din care poți să alegi, ST și ST2. ST-ul e 29.250 de euro,
Iar este doiul care vine cu ceva mai multe opțiuni, e 32.250 de euro. Da, sunt prețuri măricele pentru acest segment, dar așa cum v-am spus, nu cred că ai altă variantă dacă îți dorești un crossover de această categorie cu atâta putere și atât de sportiv. Iar acum, ca și concluzie, înțeleg de ce Ford Fiesta ST a fost atât de lăudat de când a fost lansat. Având în vedere faptul că eu nu am condus Fiesta ST, dar am condus acest Puma, judecând după experiența mea cu acest Puma ST cât de distractivă e mașina, sunt sigur că toate review-urile pentru Fiesta ST au fost meritate. Da, e o mașină care se conduce foarte, foarte bine, atrage multe priviri și cred că la 29.000 de euro, bine, depinde câți bani investești, eu aș merge pe ST2 totuși, pentru că vine cu câteva opțiuni în plus. Și mi-aș lua diferențialul cu alunecare limitată pe puntea față, pentru că face o foarte mare diferență. Cred că mașina își cam merită banii. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult că ați urmărit acest review. Ca de obicei, nu uitați ce v-am spus la începutul clipului, like, share, subscribe, să ținem acest canal în viață. Și până data viitoare, urmăriți-mă pe social media să vedeți în timp ce mașini urmează pe canal. Și nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao!